Oameni, destine, istorie. O emisiune de Mircea Iorgulescu. Invitatul emisiunii de astăzi, doamnelor și domnilor, este Adrian Marino, unul dintre mari intelectuali români de astăzi, autor al unui impresionant șir de cărți fundamentale, unele dintre ele editate și în Franța, în Statele Unite, ba chiar și în Japonia, nerecunoscut, este drept, de Academia Română, al cărei membru nu este. Adrian Marino aparține acelei serii de cărturari români, nu tocmai bogat reprezentată totuși, pentru care Europa nu este o aspirație lirică, este o realitate asimilată individual și realizabilă faptic. Fostul deținut politic, Adrian Marino a stat 8 ani în pușcăriile comuniste, teoreticianul și criticul literar incomod, enciclopedistul ideilor culturale, este astăzi unul dintre cei mai fervenți militanți pentru aducerea Europei în România. Un singuratic, un insurgent, un adversar al obtuzității, al provincialismului, al mimetismelor și snobismelor. Să-l ascultăm. Ați refuzat, domnule Adrian Marino, un refuz făcut public să vă integrați, să vă înscrieți în curentul confesiv memorialistic atât de puternic, atât de larg, după 1989. Deși materie biografică aveți. Ați fost deținut politic, ați cunoscut bine lumea culturală și literară românească din ultimii 50-60 de ani, și totuși nu ați îngroșat rândurile autorilor de literatură confesivă și memorialistică. Provine oare acest comportament atipic dintr-o reticență față de confesiuni, ori există alte explicații? Domnul Iorgulescu, în primul rând, eu nu sunt chiar așa de rezistent la ideea de confesiune, fiindcă vă fac o confesiune acum. Eu am scris deja confesiunile mele, sunt intitulate Viața unui om singur. E un volum imens de vreo 1400 de pagini care trebuie puțin redus și rescris în sensul că vreau să-l modific spre o autobiografie pur intelectuală, ideologică și culturală. În prima versiune este prea anecdotic, prea istoric, prea factologic și nu-mi place, asta ar fi una. Doi, nu sunt de acord cu confesiuni prea imediate, pentru motivul că trebuie o anumită distanță în timp pentru a vedea lucrurile exact, pentru ca asperitățile să se atenueze, animozitățile să dispară, resentimentele să se estompeze. Nu vreau să repet ceea ce se vede în presa noastră cu diverse cazuri quasi similare sau identice. Deci este nevoie de o generație pentru a putea evalua exact unele situații. În al treilea rând, cum să vă spun, pușcăria se eroizează foarte mult. Au fost și fenomene eroice în pușcărie, dar au fost și fenomene neeroice. Au fost tot felul de cazuri, au fost partizani, dar au fost și frontieriști, au fost și sioniști, au fost și țărani care au refuzat colectivizarea, au fost și preoți, uniți. Vă dați seama că imaginea care se cultivă este cam unilaterală și pot să spun, după o anumită experiență de 8 ani, că lucrurile au fost, la un moment dat era întreaga centrală sionistă. Vă dați seama? La un moment dat era întreaga centrală, ca să spun așa, masonică. Îmi dau seama teroarea unor masoni români, nu le mai citesc acum numele, în Jilava, că li s-au luat le lettre patente, diplomele. Vă dați seama, pentru ei era drama lor, era, cum să spun, rațiunea existenții lor și era absolut nebuniți. Erau oameni fanatizați în felul lor. Deci vă dau seama că pușcăria a fost mult mai variată și imaginea, zic eu, ar trebui mai nuanțată. Dar momentan nu se poate demonstra pe larg și calm toate aceste realități. Deci mă abțin și sper că
în timp să ne putem exprima. Cu istoria literară și cu istoria rezistenței române ne aranjăm noi pe parcurs, nu? Deocamdată să ne păstrăm spiritul calm și obiectiv și să nu dăm exemple de supralicitare, de punere în valoare, de eroizare, de literatură pe marginea unei suferințe umane. Asta îmi repugnă fundamental. Suferința a fost atroce și noi facem literatură, imagini, stil frumos pe o realitate sufletească teribilă. Acest lucru, conștiința mea, nu numai etică, ci și estetică, respinge în mod categoric. Domnule Marino, regăsesc în confesiunea dumneavoastră de acum, pentru că este totuși o confesiune și un anunț pentru ascultători în legătură cu această lucrare autobiografică, Viața unui om singur, regăsesc accente pe care tânărul, foarte tânărul Adrian Maino, la jumătatea anilor 40, le folosea într-un articol despre vocația criticului tânăr, apărut în revista Fundațiilor Egale, dacă nu mă înșel. Da, exact. Domnul Ergulescu, eu nu reneg deloc acel articol, dar aș sublinia că în cazul meu s-a produs, cum să vă spun, o anumită deviere, o anumită transformare involuntară. Vocația mea, între ghilimele, dați-mi voie să vă precizez acest lucru, nu este de critic literar. Vocația mea este verbigrația ideologică. Eu am fost deviat de regim spre teoria literaturii, spre critica ideilor literare și a concepțiilor estetice, fiindcă nu puteam să fac critica ideilor ideologice, politice, sociale, din motivele pe care le cunoașteți. Deci eu sunt un autor deviat. Deci vreau ca ultimii ani vieții mele să mă restitui și să public lucrări de ideologie, cam în sensul acestor lucrări publicate după 89. Eu nu sunt un critic literar, aici este o chestiune fundamentală. Sunt, dacă vreți, un ideolog și planul meu de acțiune a fost cultural, ideologic. De asta eu nu m-am împăcat foarte bine cu colegii critici. Nu că aș avea ceva cu ei. Oamenii sunt de talent, fără discuții, dar avem preocupări deosebite și, cum să vă spun, am dreptul să optez pentru orientarea mea. Asta nu înseamnă că eu disprețuiesc cronicile literare. Am scris, dacă le-aș aduna într-un volum, aș mai avea încă vreo două în plus. Dar esențialul este o critică de ordin cultural, cu orientare, fiți atent, spre iluminism-pașoptism, adică lucrări fundamentale de început care să instituie în cultura română o anumită tradiție, fiindcă eu susțin că o cultură cum este a noastră are nevoie și de propriile sale lucrări de referință. De pildă, recent ați primit dumneavoastră cartea, volumul 4 din biografie Idei de literatură. Ei bine, în momentul de față lucrez la volumul 5 și aceste 5 volume plus hermeneutica Idei de literatură formează prima enciclopedie literară românească, imperfectă, cu anumite lacune, corectabile, totuși este prima, un început de la care generația următoare sau cine se va interesa de astfel de probleme să poată să continue. Eu nu sunt de acord că o critică literară românească trebuie să fie numai decât sucursala arondisimentului 6 a Parisului, al Roland Barthes sau așa mai departe. De altfel, m-am diversificat puțin raza de acțiune, deși am publicat Casa Paris, cum știți, am publicat în Italia acum 3 ani și foarte recent am publicat o carte la New York. Și chiar în Japonia. Și în Japonia, vă dați seama, deci puțin, suntem o fază care nu mai seamănă cu faza Lovinescu-Călinescu, este o fază, n-aș putea spune superioară, am intrat într-un alt sistem de relații culturale. La ora actuală, din cauza mutațiilor ideologice și culturale ale epocii, apare o nouă identitate a unui scriitor care este în același timp român, italian și european și internațional. Sunt scriitor cu dublă identitate. Deci eu, în primul rând, sunt scriitor, evident, autor român, dar prin aceste deschideri caut și o deschidere spre universalitate fără a-mi renega cât de puțin rădăcinile și orientările. Deci este în același timp, cum să vă spun, o formulă de sinteză care acum 50 de ani nici nu se putea imagina. Cum vă puteți dumneavoastră închipui că o critică
foarte importante, Lovinescu, Călinescu, n-au nicio carte publicată în serenitate, vă dați seama, este cartea lui Dragomirescu la Seamă de la Literatură, care a dat în 26 și prin cercetări în biblioteci, mă rog, am aflat că în perioada Ceaușiste s-a mai tradus problemele metaforii și sensul cu metafora lui Vianu, Vianu, la o Vianu, la o editură universitară sud-americană. Eu nu am văzut acest volum, dar l-am văzut citat. Deci vă dați seama că operațiile acestea sunt un fel de operație de pionerat, de început de drum, de pașoptism întârziat, de iluminism, cum vreți să spuneți. Da, pe, de altă parte, decal... pe de altă parte, însă, domnule Mainor, din Eugen Lovinescu, de pildă, s-ar fi putut traduce, dacă ar fi avut și în țară mai multă susținere, s-ar fi putut traduce nu cărțile de literatură sau de critică literară, ci istoria civilizației române moderne. Ei bine, aveți perfectă dreptate și culmea a fost și un proiect pus în mișcare. Eu am citit un interviu din 1930 al lui Lovinescu în care el s-a întrebat ce se mai aude cu proiectul dumneavoastră de traducere la Hachet a istoriei civilizației române. Nu știu din ce motive acest proiect nu a fost realizat, dar a existat. Deci aveți perfectă dreptate și memoria, cred că nu mă înșală, cred că am și undeva și o fișă. Deci există, a existat această preocupare. Așa cum tot la Paris, înainte de primul război, în ajunul primului război, a apăruse cartea lui Pompidou Eliade despre influența... Exact. Sunt deci cărțile de idei au trecere, au avut trecere și au în continuare trecere. Nenorocirea este că sunt puține. Da, sunt foarte puține. Și a doua drama a criticii românești, fiindcă ea a fost dominată în fond de doi literați, de doi romancieri. În cazul Lovinescu se poate numi un romancier, pot spune ratat, îmi pare rău că folosesc acest termen brutal, în cazul lui Călinescu este un romancier realizat în bună parte. Deci iată că a noastră critică literară stă sub semnul a doi romancieri. Este literară critica de idei, practic nu prea a existat sau a fost marginalizată și acum este, nu este luată în serios. Deci cu mine, dacă vreți, păstrând tot proporțion garde, mă rog, începe altceva. Deci eu sunt într-o situație incomodă de a începe, de a veni peste o tradiție bine consolidată și de a fi, cum să vă spun, subiect și, dacă vreți, nu de ironie, dar din neînțelegere, deși văd că au început să apară tot mai multe articole, dom'le, parcă ar fi ceva aici, uite, este, apar articole, mai ales ultimele cărți de ideologie care mă restituie pe mine identități adevărate, au început să fie luate în serios. Dar de cine? Și asta e foarte interesant. Nu de critica de autoritate care tronează la București, ci de o critică marginală, de provincie, de independenți, de debutanți, care simt schimbarea aceasta de paradigmă. O simt deocamdată în mod intuitiv, dar o simt. Au apărut multe articole și acum recent revista Contrapunct, unde iarăși se ocupă de aceste lucruri, dar sunt reviste oarecum de importanță secundară, nu este vorba de marile reviste românești. Deci există însă modelul iluminist, modelul pașoptist, la care vă revendicați într-un anumit fel, în sensul ciclopismului proiectelor, al lucrărilor fundamentale, nu este puțin depășit? Puteți să mă provocați oricât, eu sunt, chiar îmi place să mă provocați, fiindcă asta mă incită să fiu cât mai precis posibil, nu e deloc depășit, fiindcă, încă o dată vă spun, cultura română are nevoie de propriile sale instrumente de lucru și lucrări de referință. Domnul Iorgulescu, avem 1000 de foieletoniști, 1500 de poeți, avem 2000 de cronicari, dar nu avem niște lucrări esențiale. Gândiți-vă dumneavoastră, proiectul de dicționar al Academiei, început din secolul trecut, HD-ul continua, nici acum nu este terminat. Nu avem o enciclopedie a României. Până de curând n-am avut nici măcar o istorie a României. După 89 au scris-o doi americani și acum, foarte recent, văd că Florin Constantiniu a publicat o istorie
a românilor. Noi nu avem o istorie a Transilvaniei ca lumea. Nu ne place istoria de la Transilvaniei editată la Budapesta. De acord, bun, facem una mai bună. Nu s-a făcut. Deci noi avem nevoie de aceste lucrări de referință. Eu mă mențin la acest nivel cultural. Vă repet încă o dată, nu am nicio pretenție de critică literară, dar de critic cultural, parcă m-aș revendica. Și cred că am dreptate, fiindcă o cultură se bazează pe astfel de lucrări fundamentale. Nu avem o enciclopedie a României și nu uităm că ungurii au deja două de la începutul secolului. Deci noi suntem mereu într-un decalaj de publicistică și de poeți și așa mai departe. Nu sunt de acord cu această orientare și evident nu pot fi foarte popular, dar acum 20-30 de ani m-a afectat acest lucru. Acum am ajuns la o, hai să spunem așa, un fel anumită înțelepciune, blazare, distanțare și zic eu că lucrurile sunt pe calea cea bună și continui. Cu istoria literară, vă spun, ne aranjăm noi pe parcurs și vedem noi cine are dreptate. Pledoariile dumneavoastră pentru Europa, ca să citesc chiar un titlu din anii de după 89, militantismul pro-european, nu v-au făcut totuși să fiți șeful, conducătorul unui curent, al unei tendințe, nu faceți parte din niciun partid, nu conduceți o mișcare, sunteți de unul singur mereu. Da, într-adevăr, e o observație foarte exactă și aș putea spune că este cel mai mare compliment pe care mi-l faceți. De ce? Există, în primul rând, un decalaj de generație. Să nu uităm că eu aparțin unei alte generații. Când am intrat în închisoare, aveam deja 28 de ani, eram format. Înțelegeți? Când am revenit în actualitate, i-am întâlnit pe o generație formată sub Ceaușescu, cu alt limbaj, cu alte interese, cu alte orientări. Deci, asta ar fi un motiv. Al doilea motiv este orientarea de care v-am spus. Critica literară era hiperliterarizată, eu veneam cu ideologia mea, pe care nu puteam manifesta din cauza constrângerilor regimului. Pe urmă, eram încă oarecum naiv, între ghilimele, și mă supăram că nu eram înțeles sau că ideile nu erau înțelese. Polemizam uneori nestudiat și asta mi-a atras animozități. Și în felul acesta s-a ajuns la această singurătate, care acum văd că este începe să fie recuperată, văd reviste care fac numere omagiale și în sfârșit, parcă o altă generație care vine acum după 89, începe să-și dea seama că în puterea română este nevoie și de astfel de tip care lucrează în tăcere și care pune carte după carte, carte după carte și până la urmă lucrurile încep să se aranjeze. Mi s-a spus că la facultățile de literatură, catedrele de teoria literaturii se predă, se dau ca lucrări obligatorii de consultat cărțile mele. Deci începe să se recunoască și un astfel de efort. Asta nu înseamnă că eu elimin pe alții, dar o cultură trebuie să fie cât mai bogată, cât mai diversificată, cât mai cât mai variată în tendințe și dacă suntem de pluralism, domnul Iorgulescu, în ordinea politică, deci n-am fi și în ordinea culturală și ideologică și critică, nu? Cred că am dreptate. Sunt câteva săptămâni, domnule Marino, când am găsit într-o revistă proaspăt apărută la București, la primul număr, revista se numea Stânga și da? Erați prezent acolo cu un interviu despre importanța unei stângi moderne și puternice. Nu v-ați temut scriind aceste lucruri despre necesitatea unei stângi pentru peisajul democratic? Nu, eu am combătut în acest interviu, dacă știți atent, toate tezele stângii. Evident. Dar le-am combătut punct cu punct, țineți minte. Dar mi-am zis că, în definitiv, o stângă autentic social-democrată, în definitiv, deci n-ar fi, dar suntem democrați. Dar să fie o stângă, cum să vă spun, autentică, nu compilativă, nu marxizantă, este vorba de stânga, tradiția veche, aceea care o cunoașteți foarte bine, care are o anumită tradiție în România care a fost ocultată de fenomenul comunist.
Vă dați seama, ocultată, falsificată și într-un fel, deci, într-un fel confiscată și manipulată. Și complex, și desființată, ce mai încoace încolo? Nu, nu, eu nu sunt un om deloc de stânga, sunt un om știu de dreapta. Asta, dar tocmai era punctul de vedere al unui ideolog și al unui observator al peisajelor politice din Occident, iar interviul noastră denota o mare libertate interioară, o nesupunere la conformismele de gândire care totuși există în România, în ciuda pluripartidismului. Eu, cum să vă spun, eu nu răspund decât de afirmațiile mele și aș fi fericit dacă ar exista, cum să vă spun, în România lucrări de sinteze autentice de orientare, fie de dreapta, fie de stânga, fie de centru, fie liberale. Eu voi lucra în sensul ideologiei liberale. Vreau să scriu o carte de pildă despre libertatea spiritului critic, care să combată Führer principul în gândire, tipul guru, capitanul filozofic și așa mai departe. Eu cred că orice autor cade sub critică. Noi doi și mulți, mulți alții și așa mai departe. Însă, dacă eu îmi recunosc acest drept, eu care sunt un democrat și cred în acest lucru, cred că și alte opinii la stânga mea și chiar la dreapta mea se pot exprima, fiindcă de asta ne-am bătut și am suferit pentru libertatea de expresie. Dacă venim din nou cu constrângeri, progresul nu este foarte mare. La sfârșitul anilor 30, domnule Maino, când ați debutat, erați extrem de tânăr. Erați interesat și atunci de ideile politice, de politică, de ideologii? Da, să nu uitați că articolul meu de debut este consacrat unui critic ideolog. Este vorba de Sanielevici. Poate că nu e chiar întâmplător, dar am cele mai proaste amintiri despre acest articol, în sensul că profesorul de română m-a întrebat dacă eu sunt autor și probabil că am răspuns cu anumite infatuare juvenile, cu anumite jactanțe și rezultatul știți care a fost, mi-a tras două perii de palme de m-a doborât pe bancă. Așa am debutat în literatură pălmuit. E un semn al destinului? Mă tem că da. Erați încă elev la liceul militar, domnule Maino? Nu eram, nu, terminasem aventura aceea de mult, eram la liceul seminarul pedagogic din Iași, am avut profesori foarte buni, erau toți profesori universitari care veneau și făceau lecții la seminarul pedagogic. Am avut profesori foarte, foarte buni, Popa la franceză, Oțete la istorie, am avut Petru Andrei și așa mai departe, la sociologie, nu erau foarte buni profesori. Dar m-am pus în grevă, nu m-am dus la liceu 3 zile, iar tatăl meu, care era prima aceea, mă rog, și el un fel de mic personaj local, era directorul regional ICFR, a tratat cu directorul liceului o convenție. Eu primesc 10 din oficiu până la sfârșitul anului și nu mai sunt examinat niciodată și în felul ăsta să evite contactul direct cu profesorul examinator. Nu-i dau numele, fiindcă fiul său este profesor la Iași, este o familie cunoscută, dar pentru mine este un lucru absolut odios să fiu bătut pentru faptul că am scris un articol, asta mi se pare, că am debutat, că am ieșit din rând. Mi-aduc aminte și de stupoarea clasei când a auzit că un coleg, vă dați seama că eu sunt singur încă în clasa 8-a. Deci, iată o reacțiune care poate fi și psihanalizată, eventual, așa mai departe. Am impresia că un sentiment asemănător l-ați avut în momentul în care ați fost arestat și ați remarcat atitudinea colegilor sau a mentorilor dumneavoastră, cel puțin a lui Jecălinescu. Domnul Iorgulescu, deschideți iar un capitol extrem de penibil. Iată de ce nu public eu amintirile, fiindcă dacă aș scrie acum toată experiența mea călinețiană, ar fi teribil. Eu am încercat mari decepții cu acest personaj, decepții de ordine moral, decepții de ordine ideologic și, poate că asta e cel mai important, de ordine ideologic-teoretic,
capul meu nu era spre metafore critice și spre sisteme pe idei clare și distincte. La un moment dat m-a apostrofat. De ce nu te-ai făcut inginer? Nu m-am făcut inginer, fiindcă nu sunt inginer, dar cred că în critică este loc și pentru idei clare, numai pentru metafore de tipul, să zicem, Anache este un Petrarca ras în cap sau Ionghica este Muzeul Carnavale al Literaturii Române. Cine știe în România ce e Muzeul Carnavale de pildă? Și așa mai departe. Deci, stilul acesta metafor care face mari efecte în România, eu nu-l prizam, el Călinescu era un om subțire și perspicace, simțea reticența mea, nu faceam parte din această familie de spirite. Regret sincer această colaborare și care mi-a provocat mari supărări și m-a aruncat unde m-a aruncat și așa mai departe. Nu vreau să vorbesc despre pușcărie, fiindcă v-am spus că nu am intenția să eroizez, să acord merite și așa mai departe. După 1964 ați venit la Cluj. Cum v-ați adaptat la ambianța culturală clujeană? Dumneavoastră era totuși ieșan? Evident. Nu m-am adaptat deloc. Pentru mine Clujul a însemnat al doilea domiciliu obligator. Eu am devenit clujean dintr-o întâmplare. Între timp familia mea s-a stabilit la Cluj și dacă s-ar fi stabilit la Călăraș, m-aș fi dus la Călăraș, dar între timp s-a dus la Cluj. Nu eram, acolo erau ierarhii locale. Am venit în contact cu ierarhiile locale și cu un fenomen care încă mai dăinuie, este anumit provincialism și anumit regionalism. Vine ăsta de unde vine, ne dă nouă lecție și așa mai departe. Nici acum nu sunt bine integrat Clujului. Din fericire am o sferă de relații în toată țara și chiar internaționale, cum este cazul nostru acum, așa altele de altfel, dar pe plan local nu am avut posibilitatea să colaborez. Acolo erau școli locale, eu ridicam din umer, eram un personaj turbulent, antipatic, bineînțeles, și am avut numai supărări. Domnul Iorgulescu, dacă n-ați fi dumneavoastră, cred că aceste convorbiri nici n-ar fi avut loc, fiindcă dumneavoastră mi-a adus în amintire tot felul de neplăceri. Dar așa e viața, nu este o jubilație continuă și nu este deloc o plăcere sau o aceste ocazie, neplăceri, da. Pentru că totuși sunteți locuitor al orașului Cluj de atâtea decenii. Asta v-a obligat într-un fel să fiți împotriva Clujului, ceea ce ați făcut poate și demonstrând că reușiți să rezistați acolo la Cluj într-o ambianță ostilă, într-o ambianță neprietenească, într-o lipsă de legături cu cei din jur, într-un refuz al celorlalți. Nu numai ei vă refuzau pe dumneavoastră, ci și dumneavoastră refuzați pe ei, de fapt. Este foarte adevărat ce spuneți și în felul acesta, având o anumită tărie, hai să spun personală, hai să-mi dau și eu note bune, deci până la urmă a fost un match nul. Fiecare și-a văzut de treaba lui, am fost lăsat în apele mele și oamenii și-au făcut cariera lor mai departe, se lăudau între ei și acum sunt metode, cum să vă spun, de acest gen. Însă, între timp, au apărut o generație nouă, este Echinox, o revistă care privește cu spune Apostrof, acolo sunt oameni care au altă percepție a mea și nu numai a mea, orientări generale în literatură și vechile școli locale, nu mai dau nume, au început să pălească. În perioada comunistă, domnule Maino, ați publicat jurnale de călătorii în Occident. Aceste jurnale de călătorii erau, de fapt, niște documente ideologice mascate, camuflate. V-ați referit cândva la modelul din Nicu Golescu, model probabil tutelar. De care v-ați ocupat și dumneavoastră, de altfel. De ce v-ați ocupat dumneavoastră? Din aceleași motive care m-am ocupat și eu. Deci noi avem ceva comun, o stea polară și un precursor care, prin dumneavoastră, a fost bine situat.
nu uitați că una din cărțile mele se cheamă Însemnarea călătoriei mele, nu? Deci am pastișat aproape titlul cărții lui Dinicu Golescu, numai la nivel, cu alt aparat, să zicem așa, conceptual și critic, dar am trăit senzația identică a lui Golescu, șocul civilizației, șocul patriotic, dacă vreți, al lui Golescu, care vedea mizeria din țară și civilizația și bunăstarea și serviciile publice care funcționau impecabil în Occident, la Viena și așa mai departe. Eu am făcut acest lucru într-un gest ideologic și în același timp, și aici e o naivitate, nu știu dacă să folosesc cuvântul acesta între ghilimele sau nu, scriind aceste cărți, de ce le-am scris? O să vă spun și cum am ajuns acolo. Făceam în acea perioadă Caierul meu de tu literar. Și în același timp, împreună cu Duțu, noi am fost membri în Comitetul Internațional de Literatură Comparată. Și pe vremea aceea era, se cultiva un fel de vitrine pentru străinătate și noi am profitat puțin de ambiguitatea asta. Eu credeam că scriind aceste cărți, introduc în cultura română cât mai multe valori occidentale, artistice, ideologice, culturale. Ăsta e scopul meu ideologic. Nu să mă lăfăiesc, să mă laud cam că am fost în muzeu la Prado sau unde, în altă parte, ci să aduc în România cât mai multe valori europene într-o perioadă de izolare totală. Spărgeam o blocadă, domnul Iorgulescu. Nu vă dați seama ce greu a fost. Și cu Caierul meu, în 80, când cenzura s-a intensificat, am trebuit să pun condeiul jos, nu mai puteam. De atunci m-am și îmbolnăvit de tensiune și sufăr și acum și de asta îmi iau niște precauțiuni, evit în general polemicile, nu mai răspund, mi-am zis că ar fi prea să fac un accident vascular de dragul lui X sau Y care nu e de acord cu mine. Deci a fost foarte dificilă această epocă și nu este înțeleasă deloc. Este un fapt. Dar eu zic că mi-am făcut datoria și în felul acesta, de bine de rău, s-au impus în circulație multe imagini, valori, idei, opere de artă europene și parcă s-a produs o mică breșă. Breșa cea mare care mi-a dat cele mai mari supărări și cele mai mari satisfacții, dar și dezacramente, a fost ermeneutica lui Mircea Eliade, două ori interzisă, de două ori aprobată, obiect de campanie. Eu vroiam să sparg o blocadă, adică să scriu o carte despre un scriitor interzis în România. Operația a reușit, deci paharul e pe jumătate plin, dar în același timp vreau să fundez și un început de hermeneutică românească, de la care eu și alții, de tradiție hermeneutică românească, de la care eu și alții, să ne putem revendica. Operația n-a reușit, fiindcă impresionismul era dominant. Deci, operația Iliade a reușit numai pe jumătate, plus în țară eu eram atacat, că eram antimarxist, ceea ce era perfect adevărat, idealist, etc. Iar în străinătate, recuperează pe Iliade în contra regimului. Păi, domnul, de ce n-ați scris voi prima carte la Paris? S-a trebuit să vină un fost pușcăriaș să scrie prima carte franceză despre Iliade, care este traducerea mea de la Gallimard. Deci vă dați seama că am fost mereu între aceste două fronturi, o situație total incomodă de permanentă singurătate, cum v-am spus. Să revenim puțin la Dinicu Golescu. S-a folosit, se folosește și astăzi, mai puțin adevărat, nu știu de ce, interesează mai puțin acest strămoș al europenizării și al europenității. S-a vorbit însă cu o formulă devenită stereotip și anume complexul Dinicu Golescu. Nu se poate vorbi mai degrabă de o vocație Dinicu Golescu. În fond, acel boier valah care călătorește târziu în Europa, descoperă Europa, scrie o carte despre ceea ce a văzut acolo, se întoarce în țară și încearcă să înființeze instituții de tip european. Era un complex, era o vocație. Fără discuție. Știți foarte bine, adică nu trebuie să a făcut traducere, a înființat școli, a înființat o asociație școli, exact, și o mulțime de lucruri. El a făcut călătoria și în scopuri, ca să spun așa, exploratorii să-și placeze fie la diverse pensionate occidentale. Știți asta, viitorii nu? Viitorii frați golești.
intrați în istorie ca atare, frații Golești, există și un volum formidabil de corespondență. Evident că au dat revoluția la 48, sigur că da. Mă referam la o vocație constructivă, exact în sensul a ceea ce spuneați dumneavoastră despre instrumentele necesare, despre instrumentele fundamentale ale unei culturi. La urma urmei, în forma lui elementară, la nivelul începutului de veac 19, dintr-o țară turcită. Evident, dar vă dați seama că pentru epocă gestul lui Dilicu Golescu este infinit mai important decât ce am făcut eu și alții de această categorie. Deci există o tradiție românească de a ne integra în Europa și de a, așa este detaliul cel mai important, de a face ca Europa să devină o realitate locală. În loc să fugim în Europa comod la treaba gata făcută de alții, să lucrăm în spirit, ghilimele, patriotic, ca să ridicăm nivelul nostru aici în țară. Ce vreți mai patriotic, mai bine intenționat, mai frumos decât acest lucru? Ei, nu s-a înțeles, nu s-a înțeles. De aici am singurătatea. Dar trebuie spus odată că noi am avut această intenție și cred că treptat a început să se reușească și uite, faptul că am publicat până acum 7 cărți în străinătate, fiți atent, fără fundații, fără Soros, fără Fundația România, fără nicio subvenție, ele s-au selectat singure. Deci este o mică dovadă, nu exagerez deloc, de faptul că se poate face și aici, în acești Balcani, care au toate defectele pe care le știți foarte bine, dumneavoastră la radio le comentați în fiecare zi, se poate face ceva valabil la nivel internațional. Nu e totuși ceva demn de luat în seamă. Apropo de asta, trebuie să vă spun că în momentul de față sunt angrenat cu alți colegi de aceeași orientare într-o aventură tot așa editorială internațională și anume, țineți-vă bine, Enciclopedia Internațională a Cenzurii. Este editată la Londra și această enciclopedie prevede la capitolul România două tipuri de articole. Unul mare, un entry, cum spun ei, de sinteză, care l-am scris, și foarte multe articole de cazuri de cenzură particulare. Eu am intrat în contact cu editura, adică ei m-au descoperit pe mine la o recomandare oarecare, și am mai introdus foarte multe cazuri pe care ei nu le știau. Eu personal am mai scris un singur articol mic despre procesul de presă din 63 al lui HD-ul, primul proces de presă pentru pornografie. Pentru micul roman Micuța. Exact. Eu fiind, mă rog, cum a spus Eșan, eu am descoperit la Arhivele Statului dosarul acestui proces și l-am publicat în Națiunea în 47. Și pe baza acestui dosar și altor izvoare am făcut un mic articol pentru această enciclopedie a cenzurii. Am mai convocat și alți români care s-au arătat dispuși să colaboreze, Sorin Antohi de pildă, care va face și el articole și așa mai departe. Deci vă dați seama că noi continuăm, în ciuda dificultăților și în ciuda indiferenței generale, ne vedem de treabă unii din ei și cred că România va fi prezentată în mod onorabil și am observat cu această ocazie că ceva. Nu există până în ziua de astăzi o istorie a cenzurii în România. Există pe bucăți așa, dar o sinteză, o carte, o teză de doctorat, o lucrare de reflecție nu există. Cele mai bune lucrări au fost la începutul secolului, cenzura Moldova lui Radu Rosete, 4 comunicări la Academie. Vă dați seama că suntem încă în fază chiar pașoptistă, iluministă în continuare. De altminteri cu procesul împotriva lui HD-ul, România era oarecum sincronă cu Occidentul. Era perioada în care Baudelaire era condamnat, Flaubert, Zola și așa mai departe. Exact. Am spus în articolul meu, chiar am făcut această observație, că procesul din România este numai la 6 ani distanță de procesul lui Baudelaire și al lui Flaubert. Ea a fost dată în judecată în 57 și HD-ul a fost dat în judecată pentru un pasaj licențios în 63. Și interesant este că HD-ul în pledoarea lui spune, domnilor, eu mă revendic de la școala literară realistă.
care presupune și astfel de scene mai, să zicem, îndrăznețe. Deci, prima dată când în literatura română se contestă ideea de imoralitate și se justifică pornografia, între ghilimele, cu principiile școlii literare realiste, la 6 ani după procesele la care faceți dumneavoastră referințe foarte exacte. Le-am făcut și eu de altfel în articol. Deci iată că suntem contemporani cu Europa în 63. Sincroni. Domnule Maino, ascultându-mă și citindu-vă cartea, antologia despre intrarea în Europa văzută de diversi autori români, carte care merită o analiză foarte atentă pentru că este foarte interesantă imaginea Europei așa cum se conturează ea din pledoariile, din intervenție, din eseurile autorilor pe care i-ați antologat, este o altă Europa, e o Europa ciudată, bizară, pitorescă pe alocuri. M-am gândit și v-aș propune dacă n-ar fi bine să se inverseze într-un fel formula, să nu se vorbească despre integrarea României în Europa, ci despre integrarea Europei în România. Este exact ceea ce am pledat anterior când am spus să transformăm Europa într-o realitate locală, adică să o aducem acasă, adică să fim noi în țară la nivel european. Aveți perfectă dreptate, numai cooperația este extrem, extrem, extrem de grea, fiindcă la noi există încă mimetism, există încă prestigiul arondisementului 6 al Parisului, cum știți foarte bine. Mi-aduc aminte cum am fost desfințat cu un citat de Roland Barthes, cum, domnule, dumneata, un obscur balcanic îndrăznești să contești o somitate ca Roland Barthes. Domnul, dumneavoastră, te-ai orientat în critică. Iată că voga lui Roland Barthes s-a cam epuizat, nu? Și, în definitiv, de ce noi n-am avut dreptul la libertatea de opinie, să punem în discuție toate gloriile acestea, nu în sens de frontă, nu, ci de a vedea ceea ce corespunde cu propriile noastre tendințe. Eu am fost, cum să vă mi-aduc aminte, acum lucrurile acestea s-au consumat, dar pe vremea când am fost pus la punct într-un mod strivitor, între ghilimele, acum, Roland Barthes, cine e ăsta Marino ca să conteste pe Roland Barthes? Uite, domne, că există. Și eu sunt un autor, în definitiv, chiar francez, figurez în dicționarul scriitorilor francezi, am 4 cărți publicate la Paris, ceea ce nu se întâmplă cu oameni care au stat la Paris 20 de ani și care aveau libertate, nu au făcut pușcărie ca mine și mai departe. Deci, cam asta sunt. Dar când spui lucrurile acestea, sună fals, sună enfatic și dumneavoastră mă obligați să pledez o cauză pe care eu cred că am câștigat-o, dar mai bine să o pledez alții în locul meu. Ar fi idealul, nu? Uite, vă lăs pe dumneavoastră să mă apărați dacă puteți, dar uitați foarte bine, ați observat, comentați, uite, pe revenirea în Europa, am observat un lucru în legătură cu această carte, în care figurează șef de partide, miniștri, deputați, niciun ecou. Toate ecourile sunt de ordin eseistico, ideologico, literar și marginal. Clasa politică în România văd că nu prea se preocupă de astfel de idei politice. Cărți. Nu prea. Cum vă explicați asta? Ar fi multe de descoperit. Nivelul ei. Mă întrebați de ce sunt singur. Păi când avem un minister al integrării europene și când în România apar cărți pe Europa, nu numai despre ale mele, apar și altele. Știți, recent s-a reeditat o carte a lui Tăzlăuanu din 33 apărut la Paris despre federalizarea Europei. Există niște europeni români izolați care puși cap la cap așa, arată totuși o anumită serie. Ei bine, nu interesează, eu nu pot să-i oblig. Dar asta arată că nivelul politic în general mare încă de făcut niște salturi calitative. Mă exprim, cum vedeți, alambicat și eufemistic. Chiar mă și mir pentru că nu vă stă ca să spun așa, nu e naturelul dumneavoastră. Nu e natural, dar întrucât eu sunt de partea
cum să vă spun, actualii puteri, nu vreau să o pun în dificultate tocmai eu, dar m-aș aștepta și în general, e vorba de toată clasa politică, nu numai cea de la putere, m-aș aștepta ca aceste probleme să intereseze ei. Am impresia că nu, unii s-au interesat, trebuie să recunosc, un senator să mi-a scris, un ministru adjunct mi-a scris, dar alții i-au ridicat din numeri. Iar eu, care nu fac anticameră, dacă n-am făcut în epoca veche, nu fac nici în asta, știți. Dar se poate face politică fără idei sau fiind nepăsător la nu, idei? Nu, categoric nu se poate, categoric nu se poate. Politica asta e empirică, de relații personale, de clan, de învârteli. Nu, îmi repugnă fundamental acest gen de a face politică. Este o politică de tip primitiv, de clan. Clanul Ceaușescu, care a, știți foarte bine, clanul Ceaușescu s-a suprapus peste partid. Partidul aproape nu mai exista. Nu exista decât sistemul de relații clientelare ale clanului Ceaușescu, care decidea totul. Asta este o veche reminiscență a structurilor arhaice țărănești ale poporului român. Eu sunt pentru urbanizare, sunt pentru clasa de mijlocie, sunt pentru citadinism și sper că într-un nou mediu social se vor crea în timp și noi relații sociale, nu clientelare, ci pe afinități și ideologice. Nu spun că numai ideile conduc lumea, nu. Dar trebuie să avem un minimum de argumente teoretice care să ne justifice gesturile și să citim ceva. Dacă revistele noastre politice nu sunt citite de clasa politică, vreau să faceți o anchetă. Este sfera politicii 22 polis. Câți oameni politici sunt abonați la aceste reviste? V-ați pus întrebarea asta? Cred că dacă v-ați pus-o, ați avea mari decepții. Domnule Maino, mi-ați reproșat pe parcursul acestei discuții de câteva ori, evident, elegant, voalat, că vă incit să vorbiți despre lucruri neplăcute. Sper să nu greșesc și să vă propun să vorbiți despre un lucru foarte plăcut. Știu că aveți o pasiune secretă, filatelia. Domnul Iorgunescu, văd că mă deconspirați total. Aici se poate face și spirite eventual. Cum să vă spun? Știți definiția omului care face spirite după Camil Petrescu? E o formă de imbecilitate. Vă spun cum se leagă acest lucru de preocupările mele cele mai esențiale. Eu am lucrat, am scris despre literatura universală, conceptul de literatură universală. Bineînțeles, eu nu pot citi toată literatura universală. Este imposibil. Dar am transformat acest concept de literatură universală, care mă preocupă în mod fundamental teoretic, într-un joc intelectual, și anume o colecție de scriitori din toată lumea care pot fi grupați în ordinea istoriei literare. Fiind inovația colecției, aceasta este, se defalchează toate seriile cronologice și fiecare scriitor este pus la epoca lui istorico-literară. Antici la antici, medievali și așa mai departe. Vă dați seama că în felul acesta eu realizez o mică bibliotecă, un Weltliteratur în miniatură, în efigie de scriitor, de coperți de cărți. Este un joc intelectual și, dacă vreți să știți, mă preocup foarte mult ce o să fac cu el. Fiindcă un muzeu poștal nu avem, probabil o să-l las la Biblioteca Centrală Universitară și vreau să o dau acolo. Este o, cum să vă spun, un hobby care mă amuză și în același timp mă și instruiește, fiindcă uneori mă devin perplex. Să vă dau un exemplu. Prin pulverizarea Uniunii Sovietice, fiecare republică fost unională are acum propriile sale emisiuni poștale și fiecare își revendică tot felul de clasici locali. N-am de unde să identific, trebuie să-i cred pe cuvânt că sunt, nu? Uneori identific cei orientali mai cunoscuți, intră în enciclopedie, în literatură, dar
o colecție, să zicem așa, de 13-14.000 de piese, cred că e singura, mă amuză și lucrez la ea în continuare și am o colecție, am o rețea de corespondenți și prieteni din străinătate, pe unii îi cunoașteți chiar dumneavoastră, chiar prietenul meu Mircea Carp îmi strânge timbrele și mă ajută în perfecționarea acestui joc, care este joc, hobby și în același timp ilustrarea în mic a unui concept foarte serios care se cheamă literatură universală. Vă dați seama că 30 de albume care strâng toată, toată literatura lumii în 30 de albume în mici efigii. E un truvai, cum vreți să spuneți, și nici nu mă înfatuiesc prea mult, dar nici nu mi-e rușine de el. Și am scris și articole, am publicat la un moment dat în reviste de filatelici italiene despre scriitori români în filatelie și mai departe. M-am jucat, acum nu mai prea am timp din motive de enciclopedist, ca să spun așa. Domnule Adrian Marino, vă mulțumesc. Ați ascultat Oameni, Destine, Istorie, o emisiune de Mircea Iorgulescu.